Dragi telespectatori, este invitatul emisiunii de astăzi Dumitru Cauc, profesor de istorie și religie din Fărcășești, Gorj, care scrie, dragii mei, a terminat de scris, urmează să fie publicată monografia satului Negomir, unde domnia sa s-a născut. O să avem și un scurt montaj de imagini cu documente, cu imagini, cu detalii din biserici, pictură, dar să începem spunând câte biserici sunt, care e specificul lor, pentru că în fiecare zonă există anumite elemente care nu se găsesc în alte și care fac diferențierea între biserica oltenească, gorjenească, chiar sunt elemente specifice. Actualmente în comuna Negomir sunt 5 biserici, dintre care 2 de zi și 3 de lemn. Cea de-a 6-a biserică a fost îngropată de moloz pentru că a fost biserica Sfântul Constantin din Bohorel. Și Bohorelul a fost acoperit de acoperit pământul, de cariera. Cariera pinoasă. Și cu asta a murit istoria. Era o biserică de zid? Da, biserică de zid, cu o istorie foarte interesantă, unde au slujit preoți foarte buni, de la Victor Muja până la Mihai Frântu. În trecut a mai existat o biserică în Baniu, se pare că a fost cea mai veche biserică de lemn, dar după secularizarea verilor mănăstirești din 1864, primăriile nu au fonduri suficiente să susțină lăcașele de cult, ea cade în ruină, la 1870 se vorbește că nu mai avea acoperiș. La 1889, într-o inventariere făcută de episcopie, se constata că are foarte multe cărți de cult bune, foarte vechi, din secolele 17-18, și apoi cade definitiv în ruină. După 1910, nu se mai țin slujbe în această biserică. Înainte de a continua, aș vrea să anunț respectatorii, este și pe burtieră trecut acolo, numărul de SMS 0766314582. Dacă, dragi respectatori, doriți să întrebați ceva pe domnul profesor sau aveți o sugestie, o idee, sau ne puteți da exemple din localitățile în care dumneavoastră vă aflați și unde, de asemenea, cu siguranță sunt multe, multe monumente valoroase. Să continuăm, domnule profesor. Acum, bisericile de astăzi, toate au o istorie foarte interesantă. M-am îndrăgostit de această localitate pentru că sunt născut acolo. Copil fiind, mergeam la biserică împreună cu maica mea și țin minte că atunci când îngenuncheau, ochii mei erau pe bolta bisericii, eram impresionat de ce pictură avea. Apoi în facultate am întâlnit o carte care m-a sedus, era vorba de prima monografie a Comunei Raci, unde a fost o comună Raci, care acum face parte din comuna Negomir. Și există un sat Raci. Un sat Raci. În care eu am vrut să prind Raci și am prins un șarpe. Mai există Raci în Negomir? Eu am promis că o să filmăm acolo un foarte rac puțin tradițional. Da, doar în partea inferioară. Autentic, mai precis. Doar în partea inferioară a jilțului, pentru că s-au regularizat, primăria a regularizat cursurile și au dispărut o parte. Dar în partea inferioară, spre Baniu, există încă. Să continuăm. Acum 10 ani, Liga Culturală Fiii Gorjului m-a îndemnat să mă apuc să lucrez la monografia comunei. Am subscris imediat aceste inițiative, pentru că de 3 decenii adunam materiale despre comuna Raci și despre Negomir. Și au început cercetările, ea s-a întins pe durata 10 ani, este o lucrare monumentală prin dimensiune. Cam câte pagini? 1000 de pagini. Ceea ce este inedit în această lucrare este că se bazează 80% pe cercetare arhivistică, apoi pe memoriile unor trăitori în această comună. Unii au 100 de ani, Neilie Voinescu, de la care acum locuiește în Lelești, a împlinit pe 21 ianuarie 100 de ani, pe care i-am... Să-i urăm la mulți ani. La mulți ani, Neilie. La mulți și ani. Și apoi sunt în jur de 90 mai mulți oameni pe care i-am înregistrat. Are înregistrări de aproximativ 4 ore, care vor rămâne așa ca memorie peste timp, care sunt un exemplu de viață, de reușită, care pot să fie modele pentru generațiile de astăzi.
Acum, revenind la biserici, am spus că două sunt de zid, trei de lemn. Și cele de zid au avut înainte, au fost două de lemn. Și înainte, așezate în același loc. Aproximativ la câțiva metri distanță, la Biserica de Sfântul Gheorghe din Negomir, sau Toplița, e la 50 de metri cealaltă de ea. Iar la Raci, la 300 de metri lângă Jilț. Dar bisericile de lemn nu mai există. Nu mai există decât cea de la Toplița. La Baniu, care am spus că s-a distrus, primăria... Nu mai funcționa. Nu. Primăria și Consiliul Local a făcut acum o renovare a unei, un fel de capele, ca să readucă oamenilor acele timpuri. Cele două biserici de zid încep în aceeași perioadă și se începe construcția. Ele au venit din dorința comunității de a arăta că pot. Da, a fost o încercare de voință. Ambele au fost proiectele unor oameni foarte mari, unor primari deosebiți, care au atras obștea de partea lor și s-a făcut doar prin contribuție voluntară. Au existat și boieri, că în multe localități erau boierii cei care inițiau și care finanțau, ctitorii care și apăreau pe... Da, la Artanu, de exemplu, biserica din lemn de la Artanu este făcută de o familie de boieri, boierul Ioniță Urdăreanu. Biserica de la Ursoaia este făcută de un mare proprietar, Petru Cioabă. El apare în legendă Petru Cioboi, dar e vorba de Petru Cioabă. Celelalte, biserica Curtișoara are ca și ctitor un mare boier, despre care putem vorbi, Simion Medințianu, un boier în care Mihai Viteazu a fost foarte mare încredere, a fost unul din oamenii săi de încredere, și pentru serviciile aduse i-a dăruit satul Bohorel, apoi Curtișoara, și de aici vine și denumirea de la curte, ținând aici o curte, Curtișoara. De aceea și data întemierii apare 1678. Deși în anuariul Episcopiei Râmnicului se acreditează ideea construcției 1813-1814, dar în mentalul colectiv se păstrează aceasta este data și că este ctitorită de Simion Mehedințeanu. În ceea ce privește bisericile de zid, ele sunt făcute de enoriași. La 1890... De enoriași, adică nu de boieri, vreau să spun. Nu de boieri, da. De oamenii de rând, de obștea satului. Da, e o poveste foarte interesantă. Dar nu înțeleg de ce, adică cele de lemn au fost făcute de boieri, sau nu au mai existat boierii în perioada asta în care s-au construit cele de zid? Satul Negomir a fost sat de moșneni, de țărani liberi. Țărani liberi care erau mândri. Mândri că sunt liberi și aici v-am spus că ei au dorit să arate de ceea ce sunt ei în stare. Și celelalte sate nu erau sate de moșneni? Erau sate de birnici. De sate de birnici. Dar nu, explicați-mi de ce, că dacă ați cercetat istoria, lăsând la o parte bisericile, dar iată că ăștia sunt oamenii și avem două categorii de oameni care au construit biserici în Negomir, în unele sate boieri, în alte sate obștea satului, adică acolo unde erau moșneni, adică oameni nesupuși boierilor. Aveau proprietățile lor, nu? Da. Erau stăpâni la ei acasă și împreună au pus bani pe bani cu ceilalți oameni din sat și au construit... În tot spațiul românesc, titorirea bisericilor a fost un act de voință și de vocație al bunilor creștini. Oriunde exista o adunătură de case, oamenii au ridicat altare ale credinței. De acord cu dumneavoastră, dar eu întreb, de ce erau sate cu birnici și sate cu moșneni în aceeași comună actuală? Aceasta vine la început. Adică vecine. Încă de la începutul Evului Mediu, românii fiind organizați în obști sătești, la un moment dat, în interiorul obștei, a apărut inegalitatea de avere. Treptat, în interiorul obștei, de oameni liberi, egali, s-a strecurat un proprietar mai puternic. A cumpărat apoi din marginea satului, întâi pădure, pășune, apoi, prin diferite căi, s-a așezat și în vatra satului. Și astfel apare, cumpără și apare proprietarul. Astfel a apărut și Negomir, în Ursoaia, de exemplu, în Ursoaia, pentru că apoi vine mănăstirea Tizmană, un proprietar ecleziastic care cumpără și ea, și iată că apare
apare un proprietar ecleziastic. Vreau să mai spun ceva acum, mai puțin. Apropo de proprietar, ne oprim o secundă. Am o curiozitate. Cum s-au îmbogățit acei bărcă? Cum se îmbogățește lumea în ziua de astăzi, vedem. Adică dacă au fost oameni de rând, cum s-au îmbogățit? Au fost mai deștepți? Au știut să-și chipzuiască mai bine, știu eu, mers și au vândut produsele care le excedeau din gospodărie? Cum s-au îmbogățit? Cum au devenit din oameni obișnuiți boieri? Răspunsul ne l-a dat un mare... Cei dinainte de a fi moștenitorii boierilor. Da. Răspunsul ne l-a dat marele istoric Constantin Giurescu, care vă explica acest lucru pe care l-am spus și eu. Au apărut, la început toți erau egali. Se stăpânea pe un moș. Pe un moș. Să dăm exemplu. Să zicem, era Dodescu, Popescu, Negomireanu. La început au fost un singur moș. Apoi, mărindu-se familia, au apărut doi sau trei moși. Și așa s-a stăpânit. Până la 1864, și după aceea, județul Gorj face parte din categoria județelor în care moșnenii dețineau peste 60%, chiar 67%. Când vorbim de moșneni, vorbim nu numai de oameni cu 10-20 de hectare. Erau unii care aveau 70-80 de hectare. Deci nu judecăm cu realitățile de acum. Pământul era slab productiv, proprietățile erau de sute de hectare. Da, ați spus moș, adică... O moșie. O moșie. Da, moșul. De aici moșneanu e... Moșneanu e proprietarul unei moșii, un asemenea moșii. Da. Moșneni, da. În țara românească. În Moldova vine Răzeși. Petre Poni, în 1912, scrie o carte statistică a răzeșilor, în care face pentru prima dată o inventariere. Și curios, în satul Artanu, de exemplu, în satul Negomir, găsește foarte multe familii de moșneni și când ne uităm la proprietate, vedem că aveau 70-80 de hectare în mentalul colectiv din localitate. Ia parca boieri, de exemplu, în Artanu, boieri Iosu, boieri Mărgineanu, dar ei erau simpli... Da. Apoi, când au ieșit economia pe piață cu produse și țăranii mai înstăriți au început să cumpere proprietăți. Apar apoi prin căsătorii, se mărește. S-au adunat, da. Moșiile. Nu erau atât de mari moșii pentru că la 1864, când se face reforma agrară, nu sunt atât de mari proprietăți și nu sunt atât de multe proprietăți. În 1921, Negomirii nu există pământ să facă împroprietărirea celor care luptaseră în primul război mondial. S-au împroprietărit doar 8 locuitori. Da. Să revenim descriem, să revenim la biserici, la cei care au construit bisericile, am vorbit despre ei pe scurt, acum să revenim pentru că avem mult de vorbit despre biserici, noi ați găsit documente acolo, le-ați fotografiat, ați luat instantanee din biserici detalii pe diverse inscripții, pe pictură, pe acele, cum se numesc, piatra de la, pe care este scrisă Pisanile. Pe Pisanie, e scrisă titoria. Cel mai important însă a fost să descoper că aceste biserici au avut cărți foarte rare. Unele vin din secolul XVIII. Am găsit cărți dăruite de episcopile din Ardeal pentru aceste biserici. Și bucuria mea a fost mare când am văzut că aici, în comuna Negomir, au fost preoți deosebiți care le-au păstrat. Și nu numai că le-au păstrat, ce m-a impresionat... Și ați avut ocazia să le vedeți fizic și în original. Da. Și care e cea mai veche carte? E la 1732. Extraordinar. Da, venite din Transilvania, de la Sibiu, de la tipografia din Sibiu. Ce este important este că pe aceste cărți, preoți cu vocație, dar nu numai preoți și cantori, au făcut niște însemnări foarte interesante. Deși în județul Gorj, profesorul Dan Neguleasa și cu Florina Popescu au scos un volum de documente de la 1877, acum mi-am dat seama că acesta poate fi îmbogățit dacă toți am merge în biserici și am căutat prin cărțile vechi multe informații. Astfel, adică o adevărată arhivă se află în biserici. Despre Negomir n-am găsit nici la arhivele naționale, despre contribuția la războiul de independență și am găsit aici când primarul și preotul Ioan Topișteanu notează că în ziua de ajun au chemat oamenii la slujbă și fiecare au dăruit
ceea ce nu știam, 20 de oi și câțiva viței pe care l-au trimis armatei române care lupta pe frontul din Balcani. De asemenea, asta mi s-a părut foarte interesantă. Am o altă inscripție, este relevantă pentru mentalul care a fost în primul război mondial, pentru că tot aniversăm primul război mondial. La biserica din Ursoaia am găsit pe un minei o însemnare făcută de un cantor, în care arată cum a început războiul, cum priveam noi, oamenii de jos, tabele care se înfruntau, apoi ce s-a întâmplat în perioada războiului în sat și ce a urmat. Un fel de jurnal al satului. Un fel de jurnal pe care îl scrie pe un minei. Dar ce este un minei? Este o carte de cult în care sunt slujbele de fiecare zi. Un fel de jurnal al bisericii. Da, noi îl avem și la Negomir și la Araci, sunt de la începutul secolului XIX. La Negomir există completă ediția din 1862, unde o să vă prezint eu foarte multe însemnări. Și aș vrea să vă mai spun ceva de ce m-a impresionat. M-a impresionat și pentru faptul că dă informații despre viața economică, despre viața socială, despre preocupările oamenilor. Am găsit informații despre cutremurul din 1893, foarte interesante. Știu că îmi citați la un moment dat despre cutremur. Da, care de obicei noi știm că cutremurile au loc noaptea, acesta a avut loc la ora 2 după amiază, când, și într-o zi de sărbătoare, și oamenii fiind în biserică, în biserica de la Araș, de exemplu, a fost un cutremur și apoi la o perioadă imediată a trăznit, a căzut chiar și în altar acolo, cum s-au speriat oamenii care au fost rătăți. Mai este una foarte interesantă și cu asta o să trecem să descriem bisericile. În anul 1888 s-au făcut atâtea prune, nu știam până acum, că oamenii când făceau foarte multe prune, le conservau și într-un alt fel. Și spune așa că s-au umplut toate vechiturile, în afară de vasele noi cu prune, și nu le-a ajuns, după care au săpat, fiecare gospodărie a săpat 2-3 gropi unde era humă, ca să poată sta, și acolo au depozitat, iar după aceea au luat și le-au făcut în cuptoare și le-au vândut. Da, sunt foarte interesante. Am să rog regia să începem să arătăm imaginile surprinse de domnul profesor la biserici, să le și descriem cu această ocazie. Aici avem clopotnița de la Biserica Sfântul Nicolae din Curtișoara, biserica care am spus că are ca și ctitor pe boierul Simion Mehedințeanu. În sinodicul ei apare data 1678. Aici avem imagine de pe catapeteazmă, menționez că este înnegrită datorită fumului de la lumânări. Biserica are o importantă realizare arhitecturală, aici avem biserica, că priorii au la terminat, se termină cu capul unui cal, grinzile sunt care nu se întâlnește care nu foarte se, des da, la nu, biserici. Da, are 80-90 centimetri în grosime, în binarea, nu s-a utilizat niciun cui. Pentru că, cuie de lemn. Cuie de lemn, da. Pentru că podina s-a dărâmat de stejar, la sfârșitul secolului XIX se înlocuiește cu de piatră. Aici se vede acolo și un stejar multisecular de câteva sute de ani în spatele bisericii de la Curtișoara. Este interesant, pridvorul este pe stâl de aici. Iată motivul cap de cal. Da. Deci partea roșie. Partea aceea roșie, da? Care este... Se vede că are ca un bot de cal, da, în vârful căpriorului. Și aici avem ușa de la intrare. Ușa de la intrare sculptată cu un tip de capitel, cu motive specifice zonei noastre și caselor. Modele pe care le găsim și pe covoarele oltenești. Și pe covoarele oltenești. Aici este partea de la altar, cu, se știe, cu pictura Buna Vestire. Sunt ușile împărătești. Ușile împărătești, da. Și sunt și... Da. Și este o biserică... Da, și aici se văd funcțională. Da, și da, și da. Și ușile aici se văd și ușile diaconești, da. Este funcțională. Văd acolo și agățate acele batiste care se puneau la nunți cândva. Da. Iar aici este, am ținut neapărat să-l fotografiez, este un preot sperilă. Sorin, care a venit acum, este un iubitor cu adevărat de lucruri frumoase și temeinice și am ținut neapărat să îl
menționez. Acum aici avem Biserica Sfântul Gheorghe Toplița. Construcția acestei biserici începe în 1910, având în vedere că biserica din lemn începuse să se ruineze, mai mari primarul și epitropii localității au strâns fonduri din toată localitatea. Am găsit nu numai din... Iată Pisania bisericii. Aici este Pisania, în care spune că s-a sfințit în 1920. E, aici avem Alexandru Ioan Cuza? Nu, aici avem pe regele Ferdinand, întregititorul de neam, pentru că ea a fost sfințită în 1920. Este foarte interesant. Am imaginea acolo și nu mi-am dat seama. E foarte interesant. E, aici Pantocratorul. Aici Pantocratorul, în care sunt cei patru evangheliști, fiecare în spate are fiecare câte un simbol. Este foarte interesant. De fapt, această biserică are foarte multe engolpioane, da? Foarte interesante. Aici imagini de la trecerea din Pronaos în Naos. Se vede pe acea bandă sunt înșiruite, sunt înșiruiți evangheliști și al sfinți. Da, tot imagine din pictură nouă sau restaurată? Restaurată. Arată foarte bine și culorile sunt foarte interesante. Da. Aici ai cofasul, în dreptul cofasului, da? Și aici este catapeteasma care este la bisericile de stil bizantin, este aceeași cu crucea răstignirii, apoi apostolii, prorocii și apoi praznicarele care sunt în biserica ortodoxă. Este o catapeteasmă de zid. O catapeteasmă de zid. E, aici este semnătura pictorului Băzăvan care a pictat biserica. Unde e pictura? Unde e semnătura? În ce parte? Este în Naos. E, aici este crucea preotului Ioan Topișteanu, care este revigoratorul vieții bisericești în Comuna Negomir, a sosit în 1876 în Comuna Negomir și el este, a stat la baza acestei construcții. Va sta până în 1929. A fost un om extraordinar. Iată și un manuscris original. Da, este de pe un minei din Biserica Gheorghe. Aici este cu trecerea Dunării, când s-au făcut slujbe în biserică și acolo, în partea de sus, când s-au strâns produse pentru campania din, v-am spus eu, 20 de berbecuți și câțiva viței. Da? Aici amintește despre cutremurul din 1899. Totuși e un scris mai greu lezibil, cum l-ați... Sunt și în chirilică. Descifrat. Cunoașteți limba? Cunosc chirilica, pentru că toată cercetarea este pe... Da. Și aici este... Pisania. Pisania, aceleași biserici. Da. Aici avem Biserica Ursoaia. În ceea ce privește Biserica Ursoaia, în localitate și în mediile culturale, există o legendă foarte interesantă, despre, iată, aici este Pisania, care se află pe peretele dinspre altar, în care sunt Sfinții Apostoli, și aici spune când a fost făcută și amintește de Petru Cioabă, ctitorul bisericii. Este o legendă foarte frumoasă, am găsit-o și în Arhivele Naționale din București, dar ea circulă și în localitate, în mentalul oamenilor din satul Ursoaia. Aici sunt apostoli. În toate aceste biserici, datorită lumânărilor, pictura este... Înnegrită. Da, este înnegrită. Am omis să vă spun că în curtișoara sunt multe... Aici este inscripție de pe un minei de la biserica din Ursoaia, care se referă la cutremur și următoarea... Și, da, iar aici se găsește acea însemnare despre primul război mondial și felul în care a fost reflectat de opinia publică din Comuna Negomir. Aici avem un interior din Biserica Sfinții Voievozi din Raci,
biserică care, a cărei construcție a început în 1893, aceasta este Pisania, 1893, când comunitatea locală a constatat că bisericuțele de lemn din Artanu și Ursoaia erau în ruină și atunci au demarat un proiect foarte interesant. Aici amintesc că au fost atât primarul, cât și doi epitropi, aici o femeie, n-am găsit până acum, Maria Scurtu, și Constanier, da, au strâns bani și au construit biserica. Asta s-a făcut cu ajutorul șcioante comune. Oamenii, frumoasă, da, foarte frumoasă. Da, engolpioane, da, foarte interesant aici, din apsidă, un engolpion din apsidă, din apsida din Naos. În, cu scena învierea. Da, au, da, aici catapeteasma, catapeteasma. Au construit 100.000 de cărămide în zona Bibăniței, după care au făcut apel la, că erau câțiva, aproape un kilometru până la unde s-a construit biserica, la comunele vecine, au trimis oameni, aici Sfinții Gheorghe sau și niște Mihai și Gavril, da, da, biserica. Da. Un turcoaz care mai rar îl întâlnește în biserici. Bine, pe vremuri pictorii de biserică se numeau zugravi, pentru că ei nu erau pictori, erau, adică foarte pricepuți, de asta și, da, iată aici, și exteriorul aici, bisericii. Da. Pictori Miculești, aici Sfinții Apostoli Petru și Pavel. În trecut, în exterior, erau un frește și pereții de lângă pereții care... peste care însă s-a turnat mortar pentru că nu s-a mai găsit pictor care să facă. Aici avem monumentul de la Raj ridicat în 2001 pentru eroii care au murit în satele Artan, Orat și Baniu. Da, acestea au fost imaginile. Și acum să povestim pendelete, cu toate că timpul nu este foarte, foarte generos, despre această cercetare pe care dumneavoastră ați făcut-o și cum va fi aprinsă în cartea numită Monografia Comunei Negomir. Cum ați structurat-o? Cartea e structurată așa cum se fac monografiile locale. Primul capitol este cadru natural, apoi este cadru istoric, apoi cadru economic, cadru social, cadru spiritual, iar aici la cadru spiritual este școala, biserica, apoi etnografie. E vorba de toponimicile locului, da? O parte foarte interesantă despre numele locuitorilor de stare civilă, după care sunt oameni care au scris despre localitate, însemnări din cărți, din scrisori, și ultima, oameni de ieri și de azi, pentru că au fost niște oameni extraordinari în localitate, de la acest preot care vă spuneam, Ioan Topeșteanu, până la preotul Toma Bălan, care a sfințit biserica din Raci, apoi preotul Răceanu Constantin, care a fost un model de conduită. Apoi învățători deosebiți. Azi avem oameni foarte mari care s-au realizat prin eforturi proprii, prin învățătură, doar prin învățătură. Și avem și un inventator care a inventat singurul avion cu ridicare pe vertical în 2-3 metri. Este vorba de Nicu Stamatescu, pe care statul român n-a fost în stare să cumpere invenția și invenția va fi cumpărată de Australia cu sumă foarte mare. Când s-a întâmplat asta? Păi, acum 10 ani făcută invenția, e făcută în apartament, eu am luat și interviu, am și poze, vor apare în lucrare, foarte interesant. Și unde locuiește? În Craiova. În Craiova este fiul unui fost primar, Stamatescu, din Negomir. Da. Registrarea este foarte interesantă, pentru că el spune la întrebarea care a fost reușita, care a fost resortul reușite, și mi-a spus: școala bine făcută și faptul că părinții m-au pus la muncă. Un exemplu extraordinar pentru generațiile de astăzi. Și ca să ne întoarcem la biserici, pentru că asta este tema noastră, în afară de aceste descriere pe care ne le-ați făcut, ce alte informații care le-ați găsit în biserici v-au fost de folos în descoperirea istoriei comunei? În primul rând, este faptul că deși condițiile erau vitrege după 1864 până la 1900, comunitatea nu a lăsat de izbeliște. Oamenii erau religioși. Nu veneau mai mulți decât vin azi la biserică în celelalte zile, dar la sărbători era biserica plină. Și ceea ce era important, trăiau religios. Adică trăiau între ei, se iubeau. Cu frica lui Dumnezeu. Cu frica lui Dumnezeu.
Mai apoi, faptul că fie că erau învățați, fie că erau neînvățați, fiecare se străduia să dăruiască cu ce poate biserica. Și am găsit acolo la titorii care au dăruit veșminte sau care au dăruit candelabre și alte. Nu, și oameni simpli, nu numai oameni înstăriți. Apoi, lucru foarte interesant este că de-a lungul timpului, când timpul le-au cerut-o, nevoile au cerut-o, au dat mână de la mână și au refăcut bisericile. Astfel, când s-a refăcut Biserica Ursoaia, au plecat bucare la Craiova să aducă clopotul și toate materialele. Iar când s-a făcut Biserica din Raci, v-am spus, într-o 1900... Nu, când au plecat cu după clopot, cam în ce perioadă? 1780. Acum, în Biserica din Raci, de exemplu, au mers la munte și au adus piatra, au mers cu carele fără șină, pe obadă, lângă ei au venit meseriașii. Adică ce este aia? Partea de lemn a roții. Peste partea de lemn a roții se pune șina de car. Ori, nefiind drumul fiind lung, atunci au plecat pe obezi. Dar au luat cu ei meseriașii din Ursoaia. Meserii rudari. Noi le zicem lucrători în lemn, meserii rudari. Acolo unde cădea roata, pe loc o făceau și așa au adus piatra acolo. Apoi este interesant că primarul comunei Raci a făcut apel la meșteri din Croația, care au venit și au ciopilit piatra aici la Raci. Și acum este memoria locurilor Serafim, unul din meseria, și care s-a și stabilit aici. Da, e un nume întâlnit în România, da. Serafim. Da. Ce însă nu mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut că la un moment dat, când banii n-au mai ajuns pentru toate cheltuielile, statul era sărac, localitatea era sărac, banii nu s-au mai acordat prea mulți de la primărie, bisericile au căzut în ruină, iar una dintre ele, Biserica Raci, s-a prăbușit, deși acolo, când eram copil, mergeam și erau toate crucile în chirilică. Acolo este și mormântul titorului învățământului românesc din Raci, Constantin Alexianu, pe care cu dorința consilierilor și a primarului comunii Negormir, vrem ca numele său să-l poarte școala gimnazială din Raci. Foarte, foarte frumos și foarte interesant munca dumneavoastră de 10 ani și aș vrea, cu toate că, mă rog, ați primit o idee, un îndemn, da, spuneați dumneavoastră, pentru a scrie monografia, știu că și chiar discutam cu oameni de cultură că majoritatea monografiilor sunt scrise de profesorii de istorie din localitate sau multe dintre ele, nu neapărat majoritatea, și că era ca un fel de temă de casă pentru profesorii de istorie această cercetare. Așa era recomandată din timpul străvechi. Mai... Și s-a păstrat, cu toate că în ziua de astăzi nu cred că vă mai impune cineva, adică așa ceva nu se impune. Așa ceva trebuie să vină de la tine ca să faci atâta muncă, atâta cercetare. Cercetarea mea este o perioadă foarte îndelungată, de acum 3 decenii. Am avut șansa să întâlnesc un om deosebit care se numește profesorul Dan Neguleasa și când făceam practică în facultate, am făcut la Arhivele Statului. Și Dan Neguleasa mi-a zis, Mitică, apucă-te și cercetează pentru, fă cercetare, lasă că faci tu și cealaltă muncă. Și de atunci se strâng, informația se strânge, este strâng de o viață, este de o viață. Pentru că ați adus în discuție monografiile. Să știți că în Negomir au făcut și monografii, nu numai profesorii. Mare a fost surpriza să întâlnesc... Chiar v-ați inspirat de la o doamnă, la toate m-am uitat. În fiecare am luat câte ceva, fiecare are câte ceva. Dar sunt publicate? Nu sunt publicate, sunt manuscrise. Dar un manuscris m-a sedus prin puterea analizei și prin lucruri pe care le aduce fără frică la iveală. Pentru că și care puteau fi ignorate dacă stăm să le gândim, tocmai pentru că nu au fost publicate, au făcut de drepturile de autor și așa mai departe. El a murit. Dumneavoastră, chiar dacă sunt niște caiete, practic, tot monografii eu le numesc și monografii și le menționez. Și le-am menționat de atâtea ori. Pentru că le-ați citat, nu? Unele sunt lucruri pe care nu le-am făcut. De exemplu, vorbeam de acest Dumitru Bănete. Acest om a făcut un lucru extraordinar. Chiar o muncă de Sisif. A luat fiecare familie din sat și a spus-o de când vine, de unde se trage, care au fost urmașii. Constantin Grivei, un mare învățător al localității, a adus în circulație legendele care au fost
și am văzut că publica, era un învățător care publica în perioada interbelică în revista Învățătorii Migorjene și în alte reviste ale timpului. Apoi un alt învățător, Bleja, în anii 50, are ea câteva trăsături ale epocii, dar informațiile pe care le aduce sunt interesante. De asemenea, pomeneam de Ecaterina Răcean. Acum, eu însă le-am supus unei analize critice, pentru că multe documente nu erau intrase în circuitul informațional, multe date, unele sunt greșite, se facea confuzie, de exemplu, între Valea Racilor din Negomir și Valea Racilor din Argeș. Adică ele apar acolo. Ele trebuiau elucidate. Le-am supus și unei analize critice, făcând trimiteri, dar dincolo de toate aceste lucruri, ele sunt foarte interesante și a fost un punct de pornire. Avem un mesaj care întreabă când va fi mai exact lansată monografia și de unde poate fi cumpărată sau achiziționată sau unde poate fi găsită ceva de genul. Monografia va fi lansată prima dată de înălțare la întâlnirea cu fiii satului. Când e înălțarea? Înălțarea, păi la 6 săptămâni după Paște, nu știu când este Paște. Deci în luna mai. Deci, în aprilie, sunt Paștele, nici eu nu știu da, exact. Deci în luna poate mai. Poate ne ajută regia, când sunt Paștele regia? La sfârșitul lunii mai va fi lansată la Raci, când va fi și întâlnirea cu fiii satului, probabil și să acordăm numele celor două școli, la doi părinți ai școlii. Iar a doua lansare se va lansa, va fi în toamnă la întâlnirea anuală pe care o are Liga Culturală Fiii Gojului la Muzeul Satului din București. Acum primăria a derulat un proiect prin care încercăm ca această carte să ajungă la toți locuitorii din Comuna Negomir. Inclusiv cei care are Comuna Negomir? Câte familii sunt în Comuna Peste Negomir? Peste 3.000, nu mai știu exact ce. Da. Dar ea o să meargă, treabă. La familie va merge. Și vor fi donate, probabil, da. Adică nu cred că... Acum sunt discuțiile, să vedem de hotărârea pe care o va lua Consiliul Local. Inclusiv pentru cei care au plecat de acolo și sunt în acei din Bohorel. Și probabil va fi și în librărie câteva vom putea să... Ce ați reușit să reconstituiți din istoria comunei, din istoria Bohorelului? În cont că el nu mai există ca și sat. Păi am reconstituit despre Bohorel. Spuneați de o biserică, în primul rând. Totul am reconstituit. Deci, dumneavoastră trebuie să luați în considerare că numai partea istorică propriu-zisă are 350 de pagini. Deci nu fiecare sat se găsește atât ca așezare, deci primele atestări documentare, apoi așezarea propriu-zisă, cum s-a dezvoltat, apoi partea de istorie propriu-zisă, pentru că eu am foarte multe subcapitole. Învățământul are alocat vreo 200 de pagini, deci toată dezvoltarea învățământului. Și aici am avut un învățător foarte mare, Vâlceanu, care a fost și în Dragotești. Și noi mai avem un minut de emisiune. Da. Așa că să încercăm să închidem cartea pe care încă n-ați publicat-o și să vă întreb ce aveți pe ultima pagină, de exemplu, pentru că suntem în ultimul minut, suntem la ultima pagină, am răsfoit-o așa ca acceleratul, din păcate. Pe ultima pagină am un crâmpei într-o poezie despre acest sat, în care vorbesc despre învățătorul Saragea, în care vorbesc despre preotul Răceanu chemându-ne la liturghie, în care vorbesc despre fetele care odinioară măturau curtea, despre femeile care înălbeau rufele pe jilți. Și pentru că sunteți un poet, să încheiem cu niște versuri? Niște versuri? Ale dumneavoastră? Da, putem. Nu am regizat înainte, dar ar fi interesant. Despre mama mea. Despre mama dumneavoastră? Face parte din istoria locului, nu? Chiar și poezia. Două versuri. 4. Negociem. Mă gândeam. Alegeți în care să aleg de la tatăl meu. Era tatăl meu ferarul, ceas și orgă pentru sat, în conacul strântorat, satu-și depăna amarul. Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră în studio, domnule profesor. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Da, o emisiune de suflet, o emisiune care m-a bucurat foarte tare și aștept cu mare bucurie să văd
și să vadă lumina tiparului și eu să văd această monografie. Și am să o cumpăr și am să vă rog să-mi dați o semnătură, pentru că am o colecție de monografii și de cărți cu semnătura autorului. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul dat inginerului Scurtu Ion, inginerului Stamatescu Sabin, vicepreședintele Ligii Gorjului, și, în ultimul rând, domnului primar Ion Gruescu, care mi-a lăsat întreaga libertate de a face cercetarea atât de mare și să ajung cu cartea la această dimensiune. Sper să fie o lucrare apreciată de cititori. Felicitări, domnule profesor. Mulțumesc. Dragi respectatori, a fost alături de mine și este încă, dar a fost invitat o emisiune de astăzi, Dumitru Cauc, profesor de istorie și religie din Fărcășești, Gorj, care scrie, dragii mei, a terminat de scris, urmează să fie publicată monografia satului Negomir, unde domnia sa s-a născut. Mulțumesc încă o dată, la revedere. Și vă mulțumesc, la revedere. La revedere, dragi spectatori.